Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la știrile Mega TV. În cursul acestei luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului, în timp ce efectuau activități specifice pe raza municipiului Brăila, i-au prins în flagrant pe doi brăileni în vârstă de 23 de ani și respectiv 17 ani, care sustrăgeau prin demontare oglinzile retrovizoare la un autoturism parcat pe Bulevardul Dorobanților, în apropiere de bariera Călărașilor. În cauză s-au demarat actele necesare cercetării penale. Judiciariștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au extins cercetările și au stabilit că tânărul de 23 de ani se află în termenul de încercare al unei eliberări condiționate de la o pedeapsă privată de libertate, acesta fiind condamnat în trecut pentru comiterea aceluiași gen de fapte, respectiv furturi de componente exterioare de la autoturisme. Pentru a preveni furturile din autoturisme și de componente exterioare auto, polițiștii brăileni recomandă cetățenilor să parcheze autoturismul într-un loc care să fie vizibil din locuință și pe cât posibil în locuri iluminate corespunzător și circulate și să nu lase la vedere în interiorul mașinii bunuri de valoare, chiar dacă lipsesc pentru scurt timp. Pentru a preveni furturile din autoturisme și de componente exterioare auto, polițiștii brăileni recomandă cetățenilor următoarele. Parcați autoturismul într-un loc care să fie vizibil din locuința dumneavoastră și pe cât posibil în locuri iluminate corespunzător și circulate. Când părăsiți autoturismul, geamurile trebuie să fie întotdeauna închise complet. Pe perioada deplasării cu autoturismul, în special în cazul femeilor, acționați sistemul de închidere a ușilor. Pentru eventuale reparații, nu vă adresați atelierilor neautorizate sau meșterilor ocazionali. Cele 5 asociații din Brăila, cărora le-a fost sistată apa potabilă din cauza datoriilor mari pe care unii din proprietarii locuințelor le aveau, s-au decis să achite o parte din suma datorată. În urma unor discuții pe care le-au avut cu reprezentanții Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila, aceștia au ajuns la un compromis, plătind o parte din suma datorată și realizând un plan de plată eșalonată a datoriilor. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a declarat că acest serviciu trebuie tratat ca oricare altul și plătit la timp. Deși inițial nici nu vroiau să audă de eșalonarea datoriilor la apă, asociațiile de proprietari care 5 zile au avut apa oprită au plătit o parte din datorii. De 2 zile, locatarii asociațiilor de proprietari debranșate forțat sunt alimentate iar cu apă potabilă. De menționat este și faptul că în momentul în care nu vor plăti o lună atât facturile la zi cât și restanțele, asociațiile de proprietari vor fi debranșate imediat. Primarul a mărturisit că odată cu aceste debranșări, încasările celor de la Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila au crescut considerabil. Este o eșalonare pe care cei de la Regia de Apă au cu asociațiile de proprietari. Ceea ce am spus eu este că nu este normal să ajungem la astfel de acțiuni, atitudini, atunci când este vorba de o relație contractuală pentru niște servicii. Și întrebarea este cum până atunci nu s-a găsit înțelegere și imediat s-a găsit înțelegere. Nu asta este starea de normalitate. Și eu apelez la asociații de proprietari, la membrii acestor, la comitetele lor, la administratori, președinți, să își facă treaba și să înțeleagă că este vorba de repede un contract, că atunci când se întrerupe lumina, nu vine nimeni la primărie. Atunci când se întrerupe gazul, nu vine nimeni la primărie. Deci așa cum cei de la electrică, cei de la gaz furnizează un serviciu și să plătește telefonie, asta ce aveți pe partea de televiziune, tot așa și apa reprezintă un serviciu și el trebuie plătit. Nu putem să ne jucăm cu întreruperea acestui serviciu. Poate că putem sta cu mai puține telefoane la ureche, dar fără apă nu cred că putem să... Reamintim că joi 8 august, 5 asociații de proprietari din municipiu au fost debranșate de la rețeaua publică de apă potabilă. Este vorba despre asociațiile de proprietari numărul 702, 438, 401, 353 și 62. Partidul Social Democrat promovează un stil de viață sănătos. Președintele Gheorghe Bunea Stancu a declarat în cadrul unei conferințe de presă faptul că România trebuie să se întoarcă la tradițiile ei. Acesta mizează pe dezvoltarea agricolă și pe promovarea produselor autohtone. În momentul actual, Brăila produce aproximativ 70% din producția de semințe a țării. Depozite, cooperative și magazine proprii. Asta își dorește președintele Partidului Social Democrat, Gheorghe Bunea Stancu, în ceea ce privește agricultura și promovarea produselor agricole autohtone. Universitatea Agricolă și dezvoltarea proiectelor pe cercetare și inovare au devenit priorități pentru administrația locală.
Sunt 32 de proiecte depuse pe cercetare, inovare, spitale și așa mai departe. Noi credem că avem un proiect articulat, un proiect care are șanse să câștige. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar în același timp suntem preocupați de a face parteneriate între Consiliul Județean și alte stațiuni de cercetare din România. Sunt destul de multe care doresc să facă acolo și suntem dispuși la aceste colaborări. Va trebui zilele acestea să facem planificarea anului agricol 2013-2014, să ne ocupăm de sistemul de irigații împreună cu ANIF-ul, ceea ce și facem, să găsim o soluție să cumpărăm utilaje pentru decolmatare, pentru că SNIF-ul este inexistent și atunci va trebui să facem cu ANIF-ul, să nu mai avem problema inundațiilor pe pășuni, cum am avut în primăvară aproape 7.000 de hectare și numai pe pășuni, sistemul de desecare nefuncționând. În ceea ce privește independența energetică, președintele Partidului Social Democrat, Gheorghe Bunea Stancu, a declarat că scrierea acestor proiecte este foarte importantă la momentul actual, motiv pentru care administrația și-a canalizat toate forțele pentru îndeplinirea acestui proiect. Mâncam aseară niște roșii făcute într-o zonă din Brăila, nu din altă parte, care are un gust și eram cu niște băieți din Gala și mă întreba de unde am luat roșia. Și am spus că din Turcia. Și a zis, nu cred. Asta dovedește că oamenii cunosc deja gustul roșii de calitate românească și roșia care o aducem din alte țări. Că nu numai aia e proastă, și aia din Olanda e proastă. Cam de peste tot este la fel, pentru că ei merg mult pe culturi intensive. Faptul că România nu are atât de multă obezitate, și vorbesc de zona noastră, că în București a început să apară și acolo, este tocmai datorită faptului că folosesc aceste mâncăruri rapide, fast food, cum le spuneți dumneavoastră, și că au unele euri cât casă. La momentul actual există 32 de proiecte depuse pe cercetare și inovare, printre care și cele ale județului Brăila. Gheorghe Bunea Stancu urmărește să realizeze parteneriate între Consiliul Județean și alte instituții, astfel încât agricultura să redevină o emblemă a județului nostru. Fără anveloparea locuințelor, nu se mai poate obține certificatul energetic. Primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, a declarat că anul acesta la primărie au ajuns doar 18 solicitări pentru anveloparea locuințelor, însă mulți dintre solicitanți renunță la scurt timp după manifestarea intenției. Proiectul pentru anveloparea blocurilor trebuie să conțină și reabilitarea acoperișului, dar și a casei scării. De menționat este faptul că asociațiile de proprietari pun doar 20% din bani, 50% din bani vin de la bugetul de stat, iar 30% de la bugetul local. Brăilenii par să nu își dorească anveloparea blocurilor. Cel puțin asta este impresia pe care le-a lăsat-o primarului Aurel Simionescu. Edilul a declarat că există foarte multe dispute între locatarii aceluiași bloc, în ceea ce privește anveloparea spațiilor comune, cum ar fi casa scării sau acoperișul. Realizarea lucrărilor de intervenție stabilite prin prezenta ordonanță de urgență are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Au venit, au făcut niște proiecte de mai multe blocuri, numai că atunci când trebuie să aducă dovezile care sunt necesare pentru că nu se înțelege pe ei. Chiar dacă e vorba că ei se pună 10-20%, chiar dacă e vorba că dă mai acum banii și se recuperează banii din banii care e 3 ani de zile. Pentru că nu se înțelege. Din mare motiv. Vom avea încă o astfel de discuție, dar eu aș vrea să înțelegem că dacă unii dintre noi și-au făcut apelovarea aceasta, ei și-au făcut pentru apartamentul lor, fațada respectivă. Dar nu și pentru casa scărilor care i-a nimănuit. Din punctul unul de vedere, apropo de locuirea copului. Dar nu și pentru acoperire, dar nu și pentru țevi de sus, și așa mai departe. Și atunci când se vine cu un deviz, un proiect, acest proiect nu poate să fie numai fațada. El trebuie să prindă tot ce înseamnă anvelopare. În plus, pentru ceea ce și-a făcut fiecare cetățean, eu am îndoială că vor obține certificat energetic, ăla care va fi necesar în continuare atunci când este vorba de a-și vinde sau de a-și moșteni sau de a-și valorifica în felul în care
făcând în mod textul ăsta, s-a obținut la ministre analize. Deci există așa întrebări, dar ce ăla a costat? Vărul meu l-a costat 10 lei, dar de ce aici a costat 5 lei? Aha, cineva fără bani din mine. Pentru că, o dată, se face cu firme autorizate și nu oprește nimica, ca să facă în comisie respectivă, cum se face licitația, care firme își plătesc toate dările și nu sunt din astea care avem și vărul și mi-am pus și mie 3 bucăți de politician. Pentru că să obținem un certificat energetic pentru deja asta. Edilul a mărturisit că nu îi poate obliga pe brăileni să plătească pentru acest serviciu, însă îi sfătuiește pe aceștia să se gândească bine și să ia în considerare faptul că proprietarii vor suporta doar 20% din sumă. Consiliul Județean Brăila încă face eforturi pentru a se înțelege cu Ordinul Sfânta Maria, pentru a achita o sumă la prețul pieței pentru clădirea în care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie. Până acum lucrurile nu s-au clarificat, din contră s-au complicat. Consiliul Județean își dorește imobilul pentru că unitatea sanitară să funcționeze în continuare în același spațiu, dar totul trebuie făcut conform legii și la prețul pieței, susține președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunea Stancu. Când toată lumea credea că lucrurile s-au clarificat, discuțiile au ajuns într-o zonă tensionată și chiar s-au blocat în ceea ce privește Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila. Consiliul Județean face eforturi în această perioadă pentru a ajunge la o înțelegere cu cei care au primit imobilul în care funcționează unitatea sanitară. Consiliul Județean deține o parte din imobil și teren, iar dispensarul a fost revendicat și primit de o altă persoană. Cu Spitalul de Pneumofiziologie va trebui să luăm noi o hotărâre. Dacă nu ne înțelegem cu cei de la Ordinul Sfânta Maria, mai avem 2-3 ani de zile. La anul o să aprobăm construcția unui spital nou, facem unul nou de 130 de paturi și cu asta trebuie că îl facem la Baldovenești, că îl facem în altă zonă unde Consiliul are deja terenuri, o găsim undeva mai aproape de Brăila pe aici, o să gândim la timpul respectiv. Cu siguranță că va trebui o zonă care să fie foarte multă verdeață, care să aibă parc propriu și așa mai departe. Dacă vă duceți la Spitalul Județean Corpa, o să vedeți o curte cu iarbă tăiată, cu bănci luminat, cu sălci pletoase, cu oameni care respectă mai mult sau mai puțin zona respectivă, dar ne chinuim că dacă tot aruncă chiștoace și le mătrăm în fiecare zi, poate la un moment dat o să simte și ei și o să le pună la locul lor, în zonele în care trebuie să le pună, adică în acele coșuri pe care noi le-am mântat acolo. Cu partea de dispensar suntem în faza cu grecii destul de avansată, spune Nicu. Sperăm ca foarte curând să avem o valoare, să facem un raport de evaluare, să cumpărăm acest dispensar ca să nu mai mutăm ce avem de mutat acolo. Eu sper să o facem poate de pasta domnul Sfânt Petru, să te ții de domnul secretar și când avem treburile rezolvate, evaluatorul o să-l alegem de comun acord ca să nu-l tragem la sos, ca să nu cumva să avem vreo idee. Punem 7 evaluatori și punem pe cineva să tragă la sos și pe care îl tragem la sos, acela este evaluatorul. Sau parcurgem procedura legală care înseamnă documente cu prețul pe evaluare. Ca urmare a cererilor formulate la autoritatea care se ocupă de reîntregirea proprietăților, o persoană care are domiciliul în Grecia, în calitate de nepoată a fostului proprietar, a solicitat acest imobil. Au fost verificate documentele, s-a restituit clădirea pentru terenul din jurul clădirii și s-au obținut despăgubiri de la Comisia Centrală, astfel că a trebuit să fie întocmit procesul verbal de predare-primire. Vă invităm la plimbări cu tramvaiul de epocă, miercuri 14 august și joi 15 august 2013. Preț de câteva ore, brăilenii pot circula cu tramvaiul de epocă. Garnitura ce va fi scoasă din depoul societății Braicar pentru evenimentul organizat de Municipalitatea Brăileană are o capacitate de transport de 22 de călători pe scaune și 18 în picioare și dispune de 4 uși de acces pentru călători și 2 posturi de conducere. Vagonul a ajuns în Brăila în august 2008 ca donație din partea unei firme care deține și muzeul de tramvaie din Austria. În cadrul zilelor municipiului Brăila, sărbătoare care va începe miercuri 14 august 2013, se regăsesc concerte, activități educative, dar și alte manifestări. Însă unul dintre cele mai așteptate momente va fi plimbarea cu tramvaiul de epocă, o piesă de muzeu a societății Braicar construită în anul 1910 în Austria.
finalizat într-un timp record de numai 4 luni de o echipă complexă care a beneficiat atât de măiestria membrilor săi, cât și de experiența și deschiderea colegilor de la RATP Iași. Tramvaiul are aplicată pe părțile laterale stema municipiului Brăila și numărul 2008, pentru a marca anul sosirii și restaurării sale la Brăila. În tramvaiul timpului, dar și pe traseul depou Radu Negru, bariera Călărașilor, calea Călărașilor, bulevardul Independenței, calea Galați-Vidin și retur, în intervalul orar 18:20, brăilenii vor asculta povești spuse de renumitul actor Florin Chirpac. În perioada 1 iulie-15 august 2013, Biblioteca Județeană Panaitis Strati Brăila și Cercetașii României Centrul Local Brăila invită pe copii și adolescenți la aventură printr-o serie de acțiuni grupate sub genericul Clubul de Vacanță. Tema acestui an este Bibliodetectivii, în căutarea comorii dragonului. Pentru a putea participa la activitățile Clubului de Vacanță, toți copiii trebuie să fie înscriși ca utilizatori ai bibliotecii. Pentru minori, înscrierea se face pe baza buletinului de identitate al unuia dintre părinți și certificatul de naștere al copilului. Părinții și bunicii trebuie să știe că bibliotecarii și voluntarii le pregătesc copiilor cea mai frumoasă vacanță. Jocurile, voia bună, atelierele, noi prieteni și ieșirile în aer liber vor umple timpul în cel mai frumos și educativ mod, dacă vor aduce copiii la Biblioteca Județeană. Cei mai fideli participanți la club vor fi recompensați cu premii și multe surprize. Ei vor putea participa de asemenea la Noaptea Detectivilor, Vânătoarea de Comori. Clubul de vacanță al Bibliotecii Județene, care s-a desfășurat în perioada 1 iulie-15 august, se află pe ultima perioadă de derulare. Acest eveniment dorim să-l încheiem în mod cu totul și cu totul festiv și, prin urmare, în ziua de 15 august, joi, invităm părinții și copiii celor care au participat la clubul de vacanță să vină alături de noi la un spectacol de muzică, dans, lumini în curtea Bibliotecii Județene. Trebuie să amintim că acest club de vacanță a fost realizat de Biblioteca Județeană în parteneriat cu Cercetașii României Centrul Local Brăila, Clubul Voltin, Centrul de Tineret Teen Club, Atelierul de Creație și Ludotecă Cărăbuș și cu Asociația Prodemocrația. Le mulțumim tuturor pentru modul în care s-au achitat de sarcini, ca să spun așa. Le mulțumim tuturor părinților care au venit alături de noi și celor peste 300 de copii înscriși la clubul nostru de vacanță și așteptăm, așa cum am spus, joi 15 august de la orele 19 în curtea Bibliotecii Județene pentru serbarea, premierea participanților și pentru distracție, de ce nu? De menționat este că toate activitățile sunt gratuite, condiția fiind ca participanții să fie înscriși ca utilizatori ai Bibliotecii Județene. Vor fi pregătite numeroase premii și surprize pentru participanții cei mai fideli ai clubului. Tot pentru aceștia, la terminarea clubului de vacanță, se va organiza două activități surprize unde copiii vor avea prilejul să demonstreze cât de buni bibliodetectivi au devenit.